Suntem live la Open Connect 24, sezonul 2, în Starbucks Molvitan. Alături de mine se află câștigătoarea interviului din această ediție, sau pentru această ediție, este Laura Chivu. Bună, Laura! Bună, Dragoș! Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, la fiecare ediție Open Connect, unul din cele patru pitch-uri, unul din cele patru discursuri, este premiat în urma unui sondaj publicat pe grupul de Facebook Open Connect, iar premiul constă în acest interviu. Pentru început, o să o rog pe Laura să-mi spună foarte pe scurt cine este ea. Cine ești tu, Laura? Laura Chivu este un fost trainer într-o companie mare, mare, care în urmă cu 6 luni și-a dat demisia. Acum trece printr-o perioadă de reset și începe de la zero cu fundația Friends for Friends. Okay. Asta e tot ce faci, da? Asta... da, asta e tot ce fac. Mă bucur mai mult de viață. Foarte bine. Aș vrea să-mi spui într-o singură propoziție despre ce a fost... discursul tău, despre ce a fost pitch-ul tău. Încearcă să-mi spui într-o singură propoziție. Discursul a fost despre Creative Fitness Studio, incubator de proiecte. Okay. Acum o să te rog să-mi detaliezi, să spui cât se poate de amănunțit, care este, de fapt, obiectul acestui Creative Fitness Studio, ce face el, de ce există aici, de ce l-ai prezentat și așa mai departe. Care e ideea proiectului? Ai o idee de afacere sau o idee de proiect? Sau vrei să lansezi un produs sau un serviciu și nu ai o structură anume sau nu ai un plan de acțiune? Prin programul Creative Fitness Studio intri într-un fel de incubator și pe parcursul a 4 zile treci prin 4 etape. Etapa de analiză, etapa de generare idei, etapa de dezvoltare și etapa de implementare. Ce e frumos este că totul se desfășoară sub forma unui joc și totul este foarte practic. Aș spune 10% teorie, 90% practică. Întâlnești foarte mulți oameni din companii și din diverse domenii care poți să faci schimb de experiență și care îți pot da un feedback constructiv. Și nu în ultimul rând, ai de-a face cu, primești consultanță cu, de la traineri pe creativitate și inovație, care deja au lucrat cu companii și deja au rezultate. Este prima dată când se întâmplă acest lucru sau face parte dintr-o serie recurentă de evenimente? Ați mai făcut lucrul ăsta? Se întâmplă de 2 ani proiectul. Deja au trecut 400 de participanți prin incubator și urmează altă serie anul ăsta. Poți să-mi dai mai multe detalii legate de zilele în care se desfășoară, de durată și de costuri? Zilele în care se va desfășura sunt 13, 15, 16 și 18 martie. Despre costuri, pentru o persoană este 85 de euro pachetul. Dacă cumva aveți gașcă, prieteni, pentru 4 prieteni este 160 de euro, iar pentru Open Connect până duminică este 160 de euro. Mulțumim foarte mult! Una din întrebările puse din audiență la discursul tău a fost dacă există secțiuni de follow-up sau doar aceste 4 zile sunt tot ce se întâmplă la eveniment. Da, ne-am gândit să creăm și o comunitate a celor care au participat la curs, la incubator și să continuăm mai departe ideile. Să vedem pașii de acțiune, ce s-a întâmplat, dacă au nevoie de ajutor, dacă au nevoie de resurse și se vor desfășura niște întâlniri o dată pe lună. Ok. Acum vreau să-mi spui cum vezi tu acest proiect peste un an de zile. Eu am încredere, foarte mare încredere, că proiectul o să schimbe foarte, foarte mult nivelul de creativitate și de inovație, nu doar în piața de antreprenoriat, ci, nu știu, și în viața personală. Cam așa îl văd. Văd că o să câștige teren din ce în ce mai mult. Cum te vezi tu pe tine peste un an de zile?
Da, e foarte interesant, pentru că cumva încep de la zero și mi-am propus așa, să fac toate, să încerc de toate, să trăiesc mai liber. Și concret cum te vezi peste un an de zile? Concret mă văd lucrând tot cu fundația Friends for Friends și poate chiar dezvoltând propriile proiecte pe creativitate. Foarte frumos. Aș vrea să te întreb care este părerea ta despre Open Connect, două vorbe. Oh, da, mi-amintesc că acum un an de zile urmăream de la birou, invidioasă, urmăream Open Connect în fiecare joi și îmi spuneam, băi, cumva o să-mi dau demisia, da? O să fiu freelancer sau antreprenor și joia o să fiu la Open Connect. Mi se pare incredibil nivelul de energie de aici și conexiunile care se leagă, discuțiile care se leagă. Mulțumesc mult, Laura, pentru cei care se uită pentru prima dată la acest material. Reamintesc ce este Open Connect. Este un eveniment de networking pentru antreprenori care se întâmplă joia de la 9:30 în Starbucks Mall Vitan. Este un eveniment cu o structură fixă, avem o sesiune de icebreaking în care ne prezentăm, spunem cine suntem și ce facem, Open Connect fiind un eveniment care produce feedback. Acesta este produsul evenimentului Open Connect, după care există o sesiune de 4 pitch-uri sau discursuri, a câte un minut fiecare, urmată de o sesiune de mentoring pe care noi de obicei o punem la 8 minute, însă în funcție de ce dorește și audiența, această sesiune de networking poate fi extinsă. După aceea urmează partea de networking pe care o vedeți desfășurându-se chiar acum în spatele nostru. Suntem la al doilea sezon, ne puteți găsi, după cum spuneam, în fiecare joi în Starbucks Mall Vitan. Mulțumesc foarte mult, Laura, și mult succes cu Creative Fitness Studio. Mulțumesc frumos, Dragoș. Acesta a fost interviul ediției cu numărul 24 din sezonul 2. Sunt Dragoș Rouă, la revedere!